Ioan Rus, fostul lider al așa numitului grup de la Cluj din PSD, a explicat de ce a demisionat din partid și a criticat în termeni duri actuala conducere a Partidului Social Democrat. Am fost printre primii care au avertizat că partidul se îndreaptă cu viteză într-o direcție greșită. Am demisionat din PSD fiindcă actuala conducere a partidului nu mă reprezintă absolut deloc și pentru că, tot din pricina acestei conduceri, nici guvernul și nici formațiunea nu mai pot face performanță. De altfel, nici nu se mai poate discuta despre performanțe pozitive. Idealurile mele socialdemocrate nu mai pot fi respectate într-un partid cu astfel de conducere a afirmat Ioan Rus. Fostul lider PSD a apreciat că Partidul Social Democrat ar trebui să se reformeze urgent. Nu știu dacă PSD va putea fi salvat de la dezastrul total. Dacă vă uitați în Europa, de la stânga franceză până la cea germană, socialdemocrații au pierdut la pas alegerile. Socialdemocrația europeană se reconstruiește, se schimbă la față, ceea ce reprezintă un proces politic firesc. În forma sa actuală, PSD este cel mai mare partid social-democrat din Europa, dar PSD necesită reformă, restructurare, al Nu cred că Liviu Dragnea și liderii din actuala conducere a PSD sunt conștienți de necesitatea necesitatea acestei reforme interne, a mai spus fostul lider al grupului de la Cluj. Ioan Rus a demisionat din PSD în urmă cu două luni și s-a alăturat proiectului politic al fostului premier Victor Ponta, Partidul Pro România. Rus a fost ministru de interne în guvernul PSD condus de Adrian Năstase și ministru al transporturilor în cabinetul Victor Ponta.